Extrem de ciudat incidentul aviatic în urma căruia un avion al companiei Wizz Air, care a plecat ieri după amiază de pe aeroportul Henri Coandă din București, s-a întors la 2 ore după ce a plecat din România. A făcut cale întoarsă în zbor. Astăzi avem răspunsul companiei Wizz Air pe această temă. Ne interesează pentru că se întâmplă extrem de rar ca o astfel de aeronavă să se întoarcă la 2 ore după ce a decolat pe aeroportul de pe care a plecat. Colegul nostru Ștefan Nedveș este în studio, a reușit să obțină o reacție exclusivă din partea companiei Wizz Air. Bună ziua, Ștefan! Ce spun cei de la Wizz Air? În urmă cu 3-4 minute a transmis un răspuns, pentru că s-a întâmplat, au trecut 24 de ore de la acest incident. Pentru prima dată, eu nu țin minte în ultimii ani să se întoarcă un avion. Deci avionul se pregătea de aterizare București-Dubai, mă refer strict la operatorul Wizz Air. Și trebuie să spunem, Ștefan, nu erau probleme tehnice. Nu. Exclus, okay. Probleme tehnice. Bun. În acea zi a fost o cursă București-Dubai, adică ieri dimineață, Fly Dubai, care a aterizat normal în Dubai. Înțelegi? Adică Fly Dubai a putut, Wizz Air n-a putut. Exact. Ok. Bun. Wizz Air spune așa, pentru că am încercat să aflăm ce s-a întâmplat. Defecțiune, s-a intrat o pasăre în motor, s-a defectat ceva, a fost ceva la bordul avionului, pentru că nimeni nu a comunicat absolut nimic, nici de la aeroportul din București, din România, din Otopeni, nici aeroportul din Dubai. Wizz Air a spus așa, zborul Wizz Air numărul 3267 de la București către Dubai din data de 29 octombrie a fost deviat înapoi la București. Decizia de a devia zborul către punctul de origine a fost luată ca urmare a unui aspect ce ține de reglementare care a împiedicat accesul în Emiratele Arabe Unite. Păi stați puțin, adică... că eu îmi cer scuze, da, nu stăpânesc acest limbaj la fel de bine ca tine, dar n-am înțeles nimic. Din ce înțeleg eu, așa, conducerea aeroportului din Dubai a interzis aterizarea acestui avion pe aeroportul din Emiratele Arabe Unite. Și ce, e asta un secret atât de mare încât Wizz Air nu ne poate dezvălui motivul adevărat? Wizz Air continuă și spune, pasagerii afectați de anularea zborului, ca urmare aceste modificări au fost informați prompt, adică au anunțat în avion în timp real, pilotul a anunțat că are interzis. Asta e o glumă cu informați prompt, adică te urci într-un avion, mergi 2 ore. Ca urmare aceste modificări au fost informați prompt și li s-a oferit automat una dintre următoarele opțiuni. Un program de zbor alternativ și 120% din tariful inițial achitat sub formă de credit de companie pentru rezervări viitoare sau rambursare integrală conform metodei inițiale de plată. Încă o dată, motivul, Wizz Air spune așa, decizia de a devia zborul către punctul de origine a fost luată ca urmare a unui aspect ce ține de reglementare. Care a reglementarea ce? A traficului aerian, a securității? Era un risc acolo legat de siguranță? Încă o dată, un avion cu români, să le spunem așa, din București către Dubai, înainte a aterizat în siguranță în Emiratele Arabe Unite, zborul înainte Wizz Air, cu cât timp? Trebuie să ne interesăm o oră, două, adică okay. Nu a fost o distanță mare între zboruri de 4-5 ore, din ce știu. O să verificăm informația. Să nu spunem lucruri ideale. Bine, Ștefan Nedveș, și în contextul în care am văzut toată povestea incredibilă din Dagestan, faptul că un avion care transporta cetățeni israelieni a fost luat cu asalt, am vorbit deja ora trecută, au fost confruntări, au fost răniți, cetățenii israelieni care se deplasau cu acel avion au fost în pericol să fie linșați, după cum am spus. Nu putem să nu facem niște paralele, niște asocieri. Deci avem un avion cu români care se întoarce la 2 ore, iar compania ne spune că e o chestiune de reglementare. Și atât. Ce reglementare? De reglementare. Este foarte interesant. În ultima perioadă, Wizz Air a schimbat avioanele din Ungaria în Malta. Îți dau un exemplu. Așa. Deci, avioanele din România
sunt înmatriculate în Malta, nu mai sunt în România, adică nu sunt în România sau Ungaria. Deci este foarte interesant, dacă nu cumva. De ce e asta interesant? Fost una dintre explicații, în sensul în care aceste avioane care sunt înregistrate în Malta ar fi avut voie să aterizeze sau nu pe aeroportul din Dubai. Știm foarte bine despre ce aeroport vorbim, vorbim de Emiratele Arabe Unite. Știi bine ce înseamnă Dubai. E o enigmă ce s-a întâmplat în acest moment. Adică noi nu știm clar, aveau datorii la aeroport, n-au plătit taxele. Știi că uneori nu te lasă să aterizezi că nu plătești taxele. Știi? Nu facem speculații, dar primul gând e legat de acest conflict și de relația pe care, sau mă rog, de realitatea de care trebuie să ținem cont. Conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza pe seama acestui zbor. Totuși, ok, aproape Dubai, vorbim de o destinație foarte apropiată de acea zonă. Vorbim despre conflict real, de un război iminent în acea zonă, dar totuși eu acest zbor nu l-aș pune pe seama acestui conflict. Da, totuși pasagerii, cei care se urcă în avion în aceste vremuri, trebuie să știe că riscă situații ireale, cum a fost chiar și cea din Daghestan. Adică se putea întâmpla oricui să se afle în acel avion. Da, evident. Zborul cu avionul nu mai e ce știam noi că e. Nu am primit alte date, alte informații. Wizz Air a transmis această poziție, această reacție, pentru că toată lumea a întrebat în ultimele 24 de ore ce s-a întâmplat. Și când au transmis o reacție, au transmis-o în așa fel încât să ne punem și mai multe întrebări. Da, exact. Și să nu înțelegem mare lucru. Ce înțelegem dintr-o declarație făcută astăzi de premierul Marcel Ciolacu? Domnul Ciolacu ne spune că se fac restructurări pe bandă rulantă în instituțiile din România. Haideți să ascultăm declarația și venim după aceea cu dovada care îl contrazice pe premier. Pentru că domnul premier a vorbit despre deficit, aș vrea să-l întreb cum comentează faptul că multe primării din țară au dat drumul angajărilor începând cu luna septembrie, adică fix după ce guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal și pachetul de reducere a cheltuielilor. Îmi pare rău, cred că avem informații diferite. Avem ordonanța 34 care interzice acest lucru. Dacă s-au făcut transferuri, masa rămânând de angajați aceiași, e cu totul altceva. Bun. Și acum, Ștefan Edve, știu că ai o dovadă care îl contrazice pe premier. În primul rând, un jurnalist din România, de la o altă televiziune, putea fi B1, orice altă televiziune, a pus o întrebare pertinentă în contextul în care în companiile de stat se fac angajări în draci, pe bandă rulantă, ca să știi. Putem face acest exercițiu, oamenii pot intra pe site-urile companiilor de stat. Acum facem un exercițiu simplu în timp real pe site-ul CNAIR, acea companie despre care domnul Ciolacu și Grindeanu au spus că este campioana. Deci concurs, numai puțin, haideți să putem să și vedem. Anunț concurs. Așa, pentru ocuparea două posturi de consilier, data deci, 19 octombrie 2023, avem la CNAIR. Avem și pe 23 octombrie angajare. Deci acum o săptămână de genul, domnul Pistol a aprobat angajări în continuare. Deci, domnul Pistol, fiind omul acela în vestă roșie azi dimineață, era domnul Pistol, domnul Grindeanu și domnul premier Marcel Ciolacu, dânsi spunând că sunt interzise angajările. E, doar CNAIR-ul am dat exemplu, dar să știți că peste tot se fac angajări, fără nicio problemă. Aici avem concurs pentru ocuparea unui post de referent resurse umane în cadrul Serviciului de Resurse Umane. Da, trebuie să anunțăm că aici a fost uns un domn, Radu Diaconescu, și dânsul acum, dacă tot a fost uns șef la resurse umane, are grijă să facă niște angajări interesante. Deci, haideți să vedem din nou fotografia de mai jos. Domnul cu vestă roșie, domnul angajează. Pistol, după cum vedeți, domnul cu vestă face angajări pe bandă rulantă. Face angajări, să știe România. Iar domnul Ciolacu, pe care lumea deja îl recunoaște, care sunt sigură, treilea, așa, zice că statul nu face angajări. Exact, dar intrați, oameni buni, intrați să vedeți. E, știți ce e interesant?
Odată cu ordonanța aceasta 34, nu, de care se agață premierul Marcel Ciolacu, ministrul Grindeanu și toată lumea, în contextul de față, din ce am înțeles, printre funcționărime deja se pregătesc sute și mii de concedii medicale. De ce? Pentru că se desființează anumite birouri, pentru că se desființează anumite posturi de șef. Ți-amintești? Punea un șef la 10 oameni sau cum era în acea ordonanță. Deci, acum în compania de drumuri există un șef la 2 oameni, un șef la un om, un șef fără niciun om există în instituția aceasta de stat care mănâncă miliarde de euro. Și de ce vor să intre în concediu de odihnă? Pentru că dacă intri în concediu medical, da, conform legii, nu poți restructura acel post. Și din ce am înțeles, acum funcționărimea din transporturi își pregătește sutele, miile, știi cum sunt concediile medicale. Este singura pârghie prin care funcționărimea, evident, nu poate fi schimbată din funcție. Da, Ștefan Edveș, totdeauna cu informații de culise din această agitată lume a transporturilor, Laura, din România. Prezentăm aceste subiecte cu materialul clientului. Nu, dar e foarte clar exemplu pe care ni l-ai dat și care îl contrazice pe premier. Dăm voie să le mulțumesc și invitațiilor care ni se alătură. În legătură telefonică directă este consultantul fiscal, domnul Gabriel Biriș. Bună ziua, domnule Biriș, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Îl salut și mulțumesc fostului ministru al Sănătății, domnul Florian Bodog, senator al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Bodog. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor și invitațiilor dumneavoastră. Domnule Bodog, dacă aveți un telefon cu abonament la internet, sunt sigură că aveți, puteți accesa și dumneavoastră site-ul CNAIR în cazul în care nu vă uitați la televizor, să vedeți aceste concursuri anunțate de companie, concursuri pentru ocuparea unor locuri de muncă, în contextul în care domnul premier Ciolacu spune că nu se mai angajează nimeni nicăieri. Foarte rău că sunt anunțate. Așa cum știți, și când a fost la începutul anului, când au fost blocate posturile la un moment dat, au fost concursuri în derulare inclusiv la spitale și toate acestea au fost anulate. Deci și acest concurs va fi anulat pentru că există prevedere legală care interzice organizarea concursurilor și nimeni nu-i mai presus de lege. Deci eu nu cred că cineva își va permite să finalizeze un astfel de concurs. Adică aceste concursuri care sunt postate cu data de 23 octombrie, 17 octombrie, 11 octombrie, deci în urmă cu foarte puțin timp, sunt niște țepe. Cele care nu se încadrează în prevederile legii vor fi anulate. Și eu vă dau exemplu Spitalului Județean din Oradea, care a avut scoase la concurs, cred că vreo 70 sau 80 de posturi când s-a făcut cealaltă blocare de posturi și au anulat toate concursurile și le-au reluat după ce s-a intrat în legalitate. Cum așa, domnul Bodog, anunțați concursuri, puneți oamenii pe drumuri, dau aia examen și apoi anulați? Vom urmări să vedem dacă CNAIR în speță anulează aceste proceduri de angajare. Și vă vom anunța în mod oficial în perioada următoare dacă CNAIR-ul, cum a spus dumneavoastră ca senator, anulează aceste angajări pe bandă rulantă. Deci dacă sunt în afara prevederii legale, cu siguranță le vor anula. Da, e incredibil. Domnul Biriș, nu ăsta era subiectul nostru de astăzi, pentru că sunt multe despre care aș vrea să vorbim. Toată povestea asta cu noile taxe, cu limitarea banilor cash, toate par că se îndreaptă împotriva unei categorii de populații care își plătește taxele, sunt serioși față de stat. Dar ce opinie aveți dumneavoastră despre acest exemplu care frizează absurdul? Aici tind să fiu de acord cu domnul Bodog, că dacă concursurile astea nu sunt organizate conform legii, ele vor fi anulate. Dar fără a avea expertiză, știți că expertiza mea e în altă direcție, mă așteptam să discutăm de măsurile fiscale și este regretabil însă că... Nu, dar e penibil că site-ul ăsta al CNAIR e al statului român. N-au venit niște hackeri să posteze aceste anunțuri de angajare. Resursa umană. Da, resursa umană. Așa aflăm, păi da, domnul Biriș, aflăm că sunt niște unii pe la Ministerul de Finanțe care au dat cifre greșite, motiv pentru care bugetul a fost construit pe baze greșite din cauza resursei umane. Exact, ăsta este de fapt singurul motiv pentru care acum România este în criza asta bugetară.
Faptul că bugetul pe 2023, și aici deja intrăm în zona mea de competență, a fost construit greșit. În sensul că s-au luat venituri excepționale din 2022, care nu mai puteau fi repetate în 2023. Da? Aici ține iarăși de decizia. Pentru că oamenii au șefi, șefii au alți șefi. Ar fi putut aceste cifre să fie verificate. Aici nu are nimeni nicio scuză, pentru că să nu uităm că șeful de atunci la ANAF a atras atenția că cifrele sunt nerealiste și că ANAF-ul n-are cum să-și facă treaba. Și l-au demisionat. N-are cum să obțină aceste venituri. Și de aici a apărut gap-ul ăla de 20 ceva de miliarde la încasările din diverse taxe și impozite, care de fapt a dus la problema de acum. Și la noi taxe și la impostul la minim care riscă să blocheze economia și așa mai departe. Timp în care să nu uităm că gap-ul de TVA este cât este. Adică în 2021 Comisia a spus că avem 9 miliarde minus la buget. Din ce trebuia să încasăm? 9 miliarde de euro. Din impozitul ăsta minim pe cifra de afaceri, care de fapt e pe venituri, se estimează că se vor lua în jur de 1,5 miliarde. Adică de 6 ori mai puțin decât gap-ul de TVA. Deci dacă România făcea ce au făcut toate celelalte... Cred că domnul Bodog ne-a pus pe hold. Asta e situația. Okay. Numai dacă se urmărea trendul pe care evoluează gap-ul în celelalte state membre, România n-ar fi avut probleme. Numai că nu spuneți gap pentru cei care nu sunt familiarizați. Gap înseamnă ce nu se colectează. Da. Da? Și apropo de suma asta numită de noi gap, adică ce nu se colectează, vreau să atrag atenția că în piață există niște opinii complet greșite, cum că această sumă, acest gap, ar include pierderile de TVA din cote reduse. Nici poveste. Acela se numește policy gap și se scade din TVA-ul ideal de colectat înainte să se calculeze baza de calcul pentru gap. Riscă să fie tehnic și vreau să vorbim... Ștefan, avea o întrebare pentru domnul. Da, aveam o întrebare foarte simplă. Ce înseamnă măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare în contextul în care se fac angajări pe bandă rulantă și sunt și măriri de salarii? Uh-huh. Are vreo legătură? Păi este o scădere negativă, adică o creștere a cheltuielor bugetare. Eu v-am întrebat să-ți consultant fiscal, eu nu știu. Da. Am zis să ne confirmați. Nu are sens. Nu are sens. Pentru că în Ministerul Transporturilor, domnule, se întâmplă acest lucru. Se fac angajări pe bandă rulantă, se măresc salarii și domnul Ciolacu vorbește despre măsurile acestea de tăierea cheltuielilor bugetare. Și ar mai fi probleme legate de această limitare a banilor cash, domnule Biliș, despre care am tot vorbit. Înțelegem că cei care, antreprenorii, administratorii, vor avea o activitate îngreunată și mai complicată. De mâine intră în vigoare această limitare a banilor cash, care în cele din urmă aduce profituri băncilor. Asta nu înseamnă neapărat că va transparentiza procesul de circulație al banilor. Da, aici poziția mea este un pic mai nuanțată. Politica asta de reducere a circulației de numerar a început pe plan global să se manifeste începând cu 9/11, cu atacul terorist din Statele Unite ale Americii, ca măsură de combatere a finanțării terorismului. În România noi am avut niște și avem de mulți ani de zile niște limite la încasările cash, atât pe fiecare plată în parte, cât și pe cumulat, care acum au fost reduse. Probabil este mai mult decât posibil să existe anumite probleme în activitatea curentă a companiilor, dar nu cred că ele sunt de natură să îngrijoreze, așa cum sunt alte măsuri mult mai grave în legea asta care intră în vigoare pe 1 noiembrie. Ce să vă zic?
Nu care, cred că e o mare problemă. Profităm de expertiza dumneavoastră, facem un top al celor mai grave probleme, pe scurt. De departe, cea mai gravă problemă este impostul minim pe cifra de afaceri. De departe. După care avem impostul pe locul 2, din punctul meu de vedere, impostul suplimentar pentru petrol și gaze, care nu e pentru companiile din petrol și gaze, care nu este deloc clar reglementat. Iarăși este o problemă cu impostul suplimentar pentru bănci, care, după cum a zis dumneavoastră, pare că nu deranjează așa mult, că sunt alte surse de obținere de venituri. Uite, acum creșterea plăților prin bancă. Comisioane în plus. Așa, comisioane în plus. Iar în ceea ce privește, hai să spunem așa, cetățeanul de rând, o problemă semnificativă este introducerea tichetelor de masă în baza de calcul a contribuției la sănătate. Deci, practic, o creștere a contribuției la sănătate și, de asemenea, pentru angajații, da, asta nu e de criticat, nici nu trebuiau introduse, eliminarea scutirii la plata a contribuției la sănătate. Noi avem în momentul de față, și este scandalos că acest lucru s-a întâmplat, aproape 1 milion de angajați care nu plătesc nimic la contribuția de sănătate, dar sunt asigurați pe banii celorlalți. Uh-huh. Ori astfel de măsuri, practic creează, prin astfel de măsuri se creează cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Cum mai suntem toți egali în fața legii, fără privilegii sau discriminări, când 1 milion, adică 20% din angajați, au privilegiul de a fi asigurați fără să plătească. Păi haideți să auzim și părerea domnului Bodog, că tot ați fost ministru al sănătății. Vă rog, domnule Bodog. Asta cu asigurările de sănătate e o problemă veche în România și eu cred că toți cei care contribuie la, care încasează salarii, trebuie să-și plătească asigurările. Problema este că sunt foarte mulți care nu, nici măcar nu, avem problema asta cu plata salariilor la negru și atunci ei nu plătesc contribuții la un salariu foarte mic. Domnul senator, îmi cer scuze, scutirea de contribuții la sănătate pentru agricultură și industria alimentară, ați votat-o în Senat și în Camera Deputaților anul trecut. Bine, dar asta... Deci acolo, nu puteți să spuneți pe de-o parte că nu sunteți de acord cu aceste scutiri. Lăsați plata la negru, dar acolo sunt alte măsuri. Și în același la plata la negru intervine practic se diminuează contribuțiile la sănătate și nu numai contribuțiile la sigur, sănătate, sigur, la da, pensii, toate contribuțiile. Iar în ceea ce privește industria alimentară și agricultura, știți care este motivul pentru care am adoptat această măsură. Eu vorbeam la modul general, la ceea ce se întâmplă în momentul de față pe zona de asigurări de sănătate. Păi, reducerea bazei de calcul se face prin două moduri. Prin scutiri și prin evaziune. Adică pe munca la negru. Adică pe de o parte punem umărul la scutiri, pe de altă parte ne plângem de evaziune. Nu e coerent. Scutirea nu înseamnă evaziune. Și cred că sunteți de acord. Păi scutirea nu înseamnă evaziune, că este o neplată legală. Evident că e așa. Este un mecanism al statului prin care sprijinim industria alimentară și agricultura. Știm foarte bine că celelalte state din Uniunea Europeană sprijină mult mai mult aceste sectoare, este și motivul pentru care toate piețele noastre sunt invadate de produse agricole din Polonia și nu mai dăm și alte exemple. Puteți să dați exemple, că aveți acea mare finanțare pentru programul Tomata într-un an în care, ca niciodată, domnule Bodog, România a luat roșii din afara Uniunii Europene. Deci ce să mai vorbim despre programul Tomata, producătorii români? Nu, cea mai mare cantitate de roșii vine din afara Uniunii Europene. Că tot vorbim despre bani aruncați. Vă rog! Doamna Chiria, ce am vrut să subliniez este lipsa de coerență a politicilor publice. Pentru că în momentul în care s-au scutit de impozit pe salariu și contribuția la sănătate anul trecut, salariile din agricultură și industria alimentară, companiile ce au făcut? Și s-a introdus un salariu minim mai mare, s-au crescut costurile pentru companii. Acum companiile din aceste sectoare nu numai că nu sunt ajutate, dar dimpotrivă, au o problemă de lipsă de predictibilitate, pentru că peste noapte ei vor trebui să crească salariile, că nu poate să le spună oamenilor că le dă mai puțin net.
Da. Și asta înseamnă o creștere de costuri și asta înseamnă o creștere a prețului produselor locale și asta înseamnă o creștere a ponderii produselor din import. Adică lipsa asta de coerență ne face rău tuturor. Și la vremea respectivă, când unii dintre noi eram poate considerați nebunii satului când spuneam că scutirile nu sunt bune, acum vedem că scutirile sunt rele. Da, un lucru nici e mai cert, săptămâna asta vine cu taxe mai mari din partea guvernului. Ce să spunem, că l-ați văzut pe domnul Cioracu, spunea nu se mai fac angajări, pe site-uri sunt anunțate concursuri. Am mai spus un lucru interesant premierul azi dimineață la ora 9, unde s-a fotografiat toată România cu acel tunel din munții Carpați, trecem Carpații, săpăm un tunel după ce ne-am fotografiat la Brăila. Am mai spus un lucru interesant. Unde podul e praf. Da? Dacă nu mă înșel, deci deficitul de 56 de miliarde s-ar găsi în cheltuielile legate de infrastructură, nu? Care înseamnă 57 de miliarde. Adică să înțeleg că se cheltuiesc prea mulți bani pentru infrastructură, acolo este deficitul de care vorbește șeful guvernului? Păi, nu știu dacă vom avea vreun răspuns din partea premierului Ciolacu, pentru că... 56 de miliarde de lei în infrastructură? Unde sunt banii? Voiam să vă mai întreb ceva, domnule Biriș. Fondul ăsta de rezervă al guvernului, spuneam și ora trecută, erau vremuri când știam clar cât cuprinde, ce se poate face din el. Acum se poate plăti orice. Se plătesc salarii, nu avem rectificare bugetară. Da. Cât de mare e fondul ăsta de rezervă? Care e valoarea acestui fond? Câți bani sunt acolo, domnule senator? Nu cunosc acest amănunt, nu. Dacă ar fi un amănunt, ar fi bine, dar mi-e teamă că nu e amănunt. Dacă ar ști cineva, ar fi public. Da. Adică domnul Biriș, dumneavoastră știți câți bani sunt acolo? Ați aflat? Nu știu, dar vă mărturisesc că, din nou, specializarea mea e pe partea de legislație fiscală și formarea veniturilor bugetare și mai puțin pe partea de cheltuire. Ce pot să vă spun este că această procedură la care, această soluție la care a apelat guvernul de a nu mai face rectificare și a folosi banii din fondul de rezervă pentru plata urgențelor, unde s-au epuizat practic banii din buget, va crea niște distorsiuni. Adică nici nu vreau să mă gândesc câte plăți va trebui să aprobe zilnic, asumându-și răspunderea pentru asta, premierul sau care persoana delegată legală de premier. Prin care banii de la buget se transferă în fondul de rezervă și pe ce se duc banii? Cum? Fondul ăla de rezervă este constituit prin legea bugetului de stat. Da, perfect de acord cu asta, dar cum alimentăm acel fond? Cu cât? Păi, tocmai asta e întrebarea. Tocmai asta v-am spus, că nu știu exact. Da. Nu și pot de, ce e nevoie, de ce a fost nevoie de acest buget paralel? E ca un buget paralel. Ca un sac fără fund, nu mai dă nimeni socoteală pentru nimic, se ia de acolo și nu există niciun fel de trasabilitate. Nu e un buget paralel, este un element al bugetului de stat care este reglementat prin legea bugetului de stat. Deci nu e un buget paralel, e așa cum îi zice, un fond de rezervă care trebuie folosit pentru situații extraordinare, iar acum se apelează la acest fond de rezervă Pentru toate situațiile, ca devenim monedă curentă. Mulțumesc mult! Vă rog, domnul Bodoc, vă rog! Există trasabilitate. Știe exact unde merg acești bani, pot fi urmăriți ce se întâmplă cu ei, deci nu e nimic la secret. Și cu permisiunea dumneavoastră o să mă retrag așa cum sunt amândoi. Vă retrageți, dar spuneți-ne câți bani sunt acum în fondul de rezervă, dacă ne puteți spune. Nu știu. Dacă m-ați întrebat la începutul emisiunii, dacă știam că doriți să mă întrebați, mă interesam. Bine, după, poate mâine aflăm și noi câți bani sunt acolo, că e important. Mulțumesc mult, facem o foarte scurtă pauză și revenim. Da, declarații în stilul caracteristic, domnul Tudose, domnul Mihai Tudose spune că au apărut fisuri în podul de la Brăila și că e bine că a avut, e greu Ștefan să reproduc glumele domnului Tudose, iau un specific de la Brăila așa și nu stăpânesc. La televizor...
Da, zice, am înțeles că e un pod, că e nou, a plouat peste pod, e ud, e o nenorocire, spune domnul Tudose, și continuă spunând că e bine că are, că fisurile au în ce să apară, ceva de genul ăsta. De, repet, nu stăpânesc umorul de la Brăila, nici modul de exprimare, respect, e aproape un fel de regionalism acolo. Da, domnul Tudose face mișto de cei care se preocupă de aceste cratere care au apărut în podul de la Brăila. Asta e ideea. Ora, domnul Tudose, da. Mihai Tudose, europarlamentar al României la Bruxelles, face mișto de banii europeni. Pentru că acel asfalt care sare din lună în lună pe podul de la Brăila este consumat, plătit de prin bani, cu bani europeni. Hai că am găsit, cum zice, zice, bine că are unde să crape ceva, că înainte nu avea unde să crape. Vă dați seama, mi-e foarte greu, adică topica e complicată, modul de exprimare e mai repede, vă înțelegi într-o limbă străină decât cei ce este procuror din România, șeful procurorului la nivel european, ar trebui să deschidă o investigație legat de ce înseamnă construcția acestui pod. Pentru că din lună în lună, din 6 iulie, de la deschiderea ce avem în imagini, până astăzi, deja am scos de 2 ore asfaltul și l-am turnat. Acolo sunt imagini de ieri, au crescut și bălăriile între timp pe acest pod. E bine, este terenul fertil. Și am înțeles domnul Pistol astăzi la autostrada Sibiu-Pitești, fotografiindu-se în fața acelui tunel, am înțeles că a anunțat ziariștii să stea liniștiți, da? Că se va mai decoperta în continuare și se va mai turna asfalt în continuare pe podul de la Brăila. Da, facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem. Ședință de urgență la Moscova. Putin a convocat o întâlnire cu toată conducerea Rusiei după revolta din Dagestan. Este vorba despre acea asaltare a avionului care transporta cetățeni israelieni, în urma căreia au apărut conflicte, ciocniri, oameni răniți. Iată că Moscova consideră că Occidentul vrea să divizeze societatea rusă. Potrivit unui comunicat transmis de secretarul de presă al lui Putin, și președintele rus va organiza această mare întâlnire astăzi în jurul orei 19 pentru a discuta provocările Occidentului de a folosi evenimente din Orientul Mijlociu pentru a diviza societatea rusă, a fost un citat. Facem o foarte scurtă pauză și revenim.